Trei tronsoane de autostrăzi din România vor fi extinse la trei benzi pe sens, potrivit unei licitații pentru realizarea studiilor de fezabilitate. Anunțul a fost făcut de secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Ionel Scrioșteanu, printr-o postare pe pagina sa de Facebook, unde a publicat și o hartă a tronsoanelor de autostradă care vor fi modernizate. Lărgirea la trei benzi autostrăzilor se prevede a se realiza pentru următoarele sectoare de drum. Autostrada A1 București-Pitești, integral 109,6 km. Autostrada A2 pe sectorul de drum cuprins între București și Fundulea, autostrada A3 pe sectorul de drum cuprins între Moara Vlăsiei și Dumbrava. Obiectivul principal al proiectului constă în îmbunătățirea condițiilor traficului de mărfuri și a vitezei de călătorie. Contractul de modernizare este de 18 luni, perioadă în care vor fi realizate expertize tehnice, dar și studii de fezabilitate. În ceea ce privește sursa finanțării, Ionel Scrioșteanu a precizat că lărgirea celor trei autostrăzi la trei benzi va fi realizată din fonduri externe nerambursabile.